Accidentul s-a produs în zona 5, Călăraș. Cei patru tineri au încercat să traverseze intersecția pe trecerea de pietoni. O mașină nu acordă prioritate, lovindu-i chiar pe trecerea unde aceștia se aflau. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ale IPJ Călăraș. În prima fază, cei patru tineri au fost urcați într-una dintre mașinile echipajelor de poliție aflate la fața locului. Ulterior au fost preluați de către un echipaj de ambulanță și transportați la Spitalul Județean de Urgență din Călăraș. Din fericire, tinerii s-au ales doar cu o sperietură zdravănă și nu au suferit răni foarte grave.